Astăzi, în ziua de 27 iulie, se face pomenirea Sfântului Marelui Mucenic și Tămăduitor Pantelimon. Acesta a trăit în vremea împărăției lui Maximian Galeriu, de neam din cetatea Nicomidiei, din tată închinător la idoli, care mai pe urmă s-a făcut creștin prin învățăturile fiului său și din mamă Evula, care credea în Hristos. Iar de la naștere se numea Pandoleon, nume care tălmăcit înseamnă cel în toate puternic ca un leu. N-a avut însă parte multă vreme de povățuirea creștină a mamei sale, deoarece curând ea s-a mutat la cele veșnice. Sub îndrumarea tatălui său, copilul a uitat repede învățătura creștină a mamei sale și a ajuns ca și tatăl său închinător la idoli. La vârsta cuvenită, Pandoleon a fost trimis de tatăl său la școlile vremii, unde a învățat multă filozofie, iar mai apoi s-a făcut ucenic la un doctor cu mare slavă din cetate, Eufrosin cu numele, de la care a deprins cu temeinicie meșteșugul tămăduirii bolilor. În vremea aceasta a cunoscut și pe bătrânul preot Ermolai, care a început a ilumina mintea învățându-l credința în Hristos, iar meșteșugul duhovnicesc al tămăduirii în Domnul l-a învățat rugându-se împreună cu dânsul. Deci a înviat astfel pe un copil mușcat de viperă, care zăcea mort în drum. Drept aceea, Pandoleon a fost botezat de către bătrânul Ermolai, luând numele Pantelimon, adică cel cu totul milostiv, fiind împodobit totodată și cu darul facerii de minuni ca doctor fără de plată. Venind deci la el un orb, pe când tatăl său era de față, fericitul Pantelimon, cu puterea lui Hristos, l-a făcut pe orb să vadă, aducând astfel și pe tatăl său la dreapta credință. Iar mucenicia Sfântului Pantelimon de aici a venit, căci, întrebat fiind cel ce fusese orb la judecată, cine a fost pricina tămăduirii lui, acesta a răspuns: Pantelimon, doctorul, m-a tămăduit în numele lui Hristos, în care a spus că și el crede. Deci, îndată împăratul a poruncit de i-a tăiat orbului capul. Între timp a fost adus și Pantelimon la împărat și, fiind întrebat, a răspuns fără să se clatine din credința în Hristos, nici la făgăduințe, nici la înfricoșări. Drept aceea a fost bătut cumplit și ars cu făclii și îl îmbărbăta pe el Domnul Hristos, arătându-se lui sub chipul bătânului Ermolai, încât i se părea că împreună cu el a intrat în clocotul plumbului topit în care fusese aruncat sfântul. De asemenea, și din mare, după ce l-au aruncat, a ieșit cu totul sănătos. A fost dat și la fiare și a rămas nevătămat de ele. A fost, în sfârșit, legat de o roată cu colți de fier, aruncată de la un loc înalt în jos, la vale, ca să-l sfâșie, dar roata s-a sfărâmat în bucăți, iar sfântul a rămas nevătămat. Deci, împăratul, rămânând uimit de toate aceste minuni pe care le făcea Dumnezeu pentru sfântul său, a zis către el: Cine te-a învățat să faci atâtea farmece? Sfântul a răspuns: Nu sunt farmece, ci dreapta credință creștinească pe care am învățat-o de la Sfântul Ermolae, preotul. Și prinzând pe bătrânul Ermolae și pe cei doi ucenici ai lui, Ermip și Ermocrat, i-a chinuit cu multe răni și, nevrând ei să se lepede de Hristos, i-a osândit la tăiere cu sabia. De asemenea, văzând împăratul că și fericitul Pantelimon
nu se pleacă cu niciun chip la păgânătatea lor, l-a osândit și pe el la moarte, tăindu-i se capul cu sabia. Deci, după ce sfântul s-a rugat, și-a întins grumazul de bunăvoie și i-au tăiat capul. Și a venit glas de sus, întărind schimbarea numelui său în Pantelimon, ca o chemare vădită a sfântului milostiv, ca să miluiască pe toți cei ce aleargă la el cu credință în nevoile lor.